Echipele care se vor lupta în sala sporturilor din Alexandria timp de 3 zile alături de echipa Clubului Sportiv Școlar Târgoviște sunt CSS numărul 1 Constanța, CS Phoenix, LPS Galați, ACS Champions București, ACSB Raports București și CSS Alexandria. În acest sfârșit de săptămână vom avea primul turneu la categoria U16 feminin. Turneul se va desfășura la Alexandria în perioada 1-3 noiembrie. Echipa pe care o pregătesc la sfârșitul turului s-a clasat pe locul 4, un loc care ne dă dreptul să promovăm mai departe în faza următoare. Sper ca și la acest turneu să avem o evoluție bună, chiar dacă în momentul de față ne confruntăm cu probleme de efectiv. Una dintre cele mai importante jucătoare în echipă, Tănase Daian, are probleme medicale și sper să le rezolvăm până la începerea turneului. Obiectivul tranșat de Cătălin Tănase este... Obiectivul nostru este să ne întoarcem cu 3 victorii de acolo. Și echipa de basket Under 18 va bifa o competiție importantă duminică 3 noiembrie în compania ocupantei locului 2, CSS Ploiești. Am câștigat cu toate celelalte 4 echipe, cu Bowler București, cu Galați, Brăila și cu Sevlar Ploiești. Și cine v-a pus piedică? Laguna București. E o echipă destul de apropiată ca valoare ca noi, însă au fost mai bune acum. Ne-au bătut la doar 2 puncte. Să sperăm că la următorul turneu o să ne luăm revanșa. Urmează turneul 2 de calificare. Nu știu unde va fi. Probabil Ploiești o să-l ceară, poate și Laguna, poate și Brăila. Oricum, Ploiești, Laguna și cu noi suntem favoriți pentru a ne califica. Se califică 3 mai departe. Dar nu se știe niciodată, trebuie să fim foarte atenți, să muncim și la următorul turneu și să câștigăm tot ce putem. În altă ordine de idei, echipa masculină Under 13, îndrumată de Gabriela Trandafirescu, a continuat seria victoriilor în cadrul turneului Under 13, susținut în sala sporturilor CSS Târgoviște în perioada 25-27 octombrie. Micii basketbaliști a trimis-o pe ACS Baylor București cu mâna goală acasă, scor 79-32. De aceeași primire a avut parte și Sevlar Ploiești, scor 49-47, Phoenix LPS Galați 88-21 și CSS Cuza Sport Brăila, scor 58-34. Norbece Laguna București a stat în calea acestora, ajut de câtuși victoria la 2 puncte diferență, scor 50-48. Următoarea etapă, duminica viitoare cu CSS Ploiești, tot acasă. Așteptați o victorie și acolo? Da, va fi un meci mai greu decât acesta, dar sper că până săptămâna viitoare să punem la punct tot ce nu ne-a mers la meciul de astăzi și să putem să câștigăm. Iată programul meciurilor susținută de echipa CS Târgoviște Under 16.